Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Ați văzut ce scandal a ieșit la primăria Pașcani după ce ziariștii noștri au încercat să participe la dezbaterile unei așa zise ședințe de lucru convocată de edilul șef. Ați aflat și motivele pentru care ziariștii noștri au fost scoși afară din sala de ședințe cu poliția, și anume majorarea prețului la apă și căldură, precum și disponibilizarea 140 de salariați de la primărie, nu din rândul clientelei politice, a trântorilor care nu fac mare lucru acolo, ci tocmai din rândul soțitorilor persoanelor cu handicap. În această seară vom încerca să aflăm punctul de vedere al opoziției în legătură cu cele întâmplate ieri, care vor fi efectele asupra populației și dacă nu cumva comunismul a fost reinstaurat la primăria Pașcani. Invitatul meu din această seară este consilierul Ioan Ioniță, președintele PDL Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Cei care au întrebări sau comentarii pe această temă le pot adresa la numărul de telefon 0232-711-711 sau 0766-800-644 și pe adresa de messenger bit.tv@arondeacu.com. Fac precizarea că în emisiunea de luni seara, în legătură cu aceleași teme, va fi prezent consilierul independent Denis Apuraie. Domnule consilier, ce părere aveți despre cele întâmplate ieri, în măsura în care ați urmărit înregistrările pe care le-am transmis în buletinele de știri? Deci, în primul rând, din două puncte de vedere aș discuta această problemă, lucrurile care s-au întâmplat la primărie. În primul rând, faptul că ziariștii au fost scoși cu poliția din primărie, este greu de explicat. Și cred că aceasta este transparența pe care domnul primar a promis-o la alegeri, din păcate. Ce pot să spun, cât am fost viceprimar, nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva, poate că au fost unele reacții, dar nici chiar să scoți ziariștii cu poliția din primărie. E un gest la locul lui și cred că regretabil din partea domnului primar. Ar fi trebuit să aveți o discuție, cred că ați și avut-o. Și ar trebui să dea explicații. Așa ceva nu este, sau nu s-a întâmplat nici într-o democrație din lume. Presa are acces la informații, mai ales că sunt informații publice, și de aceea cred că era bine să fiți în sală. Indiferent de la ce post de televiziune sau ziar ați fi fost prezent. A doua direcție, să spunem, din care putem discuta este ceea ce și dumneavoastră a spus, ceea ce într-adevăr s-a discutat în această ședință. Eu nu știu ce fel de ședință a fost. Privire la creșterea prețului la apă și creșterea prețului la gigacalorie și disponibilizarea 140 de persoane însoțitoare ale persoanelor cu dizabilități. Sunt lucruri grave care se propun să se întâmple la primărie. Propunerea cred că a venit din partea domnului primar. Comisia economică, din câte am înțeles, a fost. Dacă a fost ședința Comisiei economice să discute așa ceva, mi-aduc aminte că tot Comisia Economică a aprobat creșterea prețului la apă fără să treacă prin Consiliul Local. Știți foarte bine, cu două semnături se creștea prețul la apă fără nicio problemă. Fără ca noi, consilieri locali, să știm, să discutăm pe acte, pe cifre, dacă într-adevăr se justifică acest lucru. Și dacă aceeași Comisie Economică care a aprobat creșterea prețului la apă prin două semnături s-a întâlnit să crească prețul la gigacalorie, atunci înțeleg de ce domnul primar a dorit să convoace consilierii din această comisie. Eu nu cred că toți au fost de acord. Chiar nu știu rezultatul acestei întâlniri. În sfârșit, și mai mult decât nu cred că PSD-ul, care este un partid social-democrat, un partid care și-a propus să apere interesele celor mai cu venituri mai mici, este de acord cu așa ceva. Dar din câte văd eu, din acțiunea colegilor de la Partidul Social-Democrat, se pare că în ultima perioadă vorba românului, joacă după cum cântă domnul Crăciunescu. Din păcate pentru partid și mai mult decât atât pentru că au majoritate în Consiliu, din păcate pentru cetățeni. Ar trebui să-și aducă aminte că cei care au votat sunt pășcăneni și nu au fost consilieri numiți de către primar. Nu știu cum s-a terminat această ședință. În orice caz, poziția noastră este clară. Nici nu se pune problema creșterii prețului la apă, indiferent ce motiv ar invoca și ce calcule, ce date ar fi fost prezentate. O să discutăm despre fiecare chestiune în parte. Aș dori să mai aflu punctul dumneavoastră de vedere, având în vedere că, iată, reprezentați opoziția. Și, după cum bine știți, presa cu opoziția au o relație, să zic așa, mai apropiată, tocmai pentru a contrabalansa derapajele puterii, în special cele administrative. S-a transformat primăria pas cu pas și noi am atras atenția încă din anul 2008 într-o fortăreață, într-o unitate militară.
poliția, acei funcționari care sunt plătiți din banii noștri, în loc să păzească, să ne păzească de cele rele, de cele care se întâmplă, iată, în oraș, pe stradă, pe stradă, îl păzește pe domnul primar de ziariști, deși ziariștii în niciun fel, în nicio împrejurare, n-au dorit să-i facă rău, n-au făcut scandal, nu l-au atacat. Este posibil așa ceva? Nu. Mi-aduc aminte că și dumneavoastră chiar ați relatat, și nu numai dumneavoastră, presa în general, care au vrut să relateze faptul că atunci când s-a votat regulamentul poliției locale, chiar eu am insistat și la comisie și în cadrul Consiliului Local să se voteze astfel încât cei patru polițiști care sunt la primărie, și vreau să fac o paranteză aici, ei n-au nicio vină până la urmă, exceptă un ordin, să spunem. Deci, cei patru polițiști cu pistol la brâu, care stau la primărie, să meargă în stradă, să ajute pe colegii lor, cei 15 cât sunt la stradă, să ne bucurăm de prezența lor, pentru că de asta sunt plătiți din banul public. Nu sunt plătiți să-l păzească pe domnul primar. Ceea ce am spus în ședința de consiliu, iată că s-a adeverit. Din păcate, are nevoie de poliție cu pistol să facă o ordine acolo unde consideră el că nu e bine. Din păcate, nici consilierii PSD nu m-au susținut atunci când am spus, haideți să scoatem cei patru polițiști la stradă. Este vorba de un abuz. Consilierii nu pot face ceva. Mă refer la acel regulament de funcționare a poliției locale. Chiar primarul poate dispune, dacă spune polițistului, șefului poliției, du-te și fă asta, indiferent de natura legală sau nelegală a ordinului, trebuie să se execute? Nu știu aici cum stau regulile, dar de obicei în armată ordinul, știți cum e, se execută. Și aici e vorba de o structură aproape militarizată. În urmă că e vorba de poliție, sunt niște reguli după care funcționează. Bun, dar nu puteți regula chestiunile astea prin regulament? Am solicitat și chiar am spus atunci și repet, dacă se vota ca cei patru polițiști să iasă în stradă, acum poate altera situația. Voi veni cu o rectificare. Voi veni cu o hotărâre de Consiliu Local în care să propun ca cei patru polițiști separat să modificăm regulamentul de organizare și funcționare, articolul respectiv, să iasă la stradă astfel încât cetățeanul de rând să beneficieze de ajutorul. Acțiunea a fost, cred eu că prea cu zel de executată, și nu cred că așa avea rostul, pentru că se discutau problemele pășcănilor până la urmă. Asta este întrebarea. Ce avea de ascuns? Noi l-am întrebat un sfert de oră, în continuare l-am întrebat la conferința de presă. Dom'le, ce ai avut de ascuns? Din păcate, vedeți, se întâmplă lucruri și cu ușile închise. Până la urmă, dacă vroiam să fi discutat o situație, sau eu când eram viceprimar și aveam o problemă discutată cu un consilier, doi, chemam la mine în birou, hai să vedem cum discutăm. Dar când convoci o ședință, păi asta vreau să scot în evidență, convoci o comisie, până la urmă, că așa s-a spus că a fost comisie economică, aduni toți colegii, aduni în sala de ședință, pui pe masă niște probleme importante, cred că era un lucru normal, corect și obișnuit ca presa să participe. Nu mi s-a părut nimic ne la locul lui să nu fie presa de față. Asta este atitudinea domnului primar. Da? Eu, cum să spun, nu mă surprinde nimic la domnul primar. Bun, care ar trebui să fie starea de normalitate? Starea de normalitate este, ar trebui să fie cam în felul următor. Mai ales atunci când e vorba de probleme foarte importante pentru cetățeni. Prețul la apă, un efort financiar pe care cetățeanul face. Dacă se modifică, bineînțeles, în sus, că n-am văzut eu niciodată să modifice în jos prețul apă, atunci, cu siguranță, cetățeanul este afectat și trebuie discutat. Chiar eu aș face și o prezentare publică. Invit cetățenii, președinții asociațiilor de proprietari, reprezentanții de pe fiecare suburbie. Haideți să discutăm, să vedem. Cei care sunteți racordați la acest sistem de alimentare, există această posibilitate? Sau, până la toată lumea, poate avea loc și o discuție constructivă. Domnilor, aceasta este situația. Trebuie să mai punem un leu. Este posibil. Vă referiți la dezbatere publică? La dezbatere publică. Ceva de genul ăsta. Din păcate, vedeți, dezbaterea asta publică se restringe la 4-5 consilieri care domnul primar consideră că sunt... După ce criterii, domnul Ionița? Nu știu. Să vă spun. Aceasta a fost cea de-a doua întrebare cu care am insistat. După ce criterii au fost doar câțiva consilieri prezenți acolo? De la PDL a fost doar domnul Rusu. Nu știu dacă a fost delegat sau nu. De la PNL n-a fost niciun consilier local. Domnul primar a considerat că e suficient să fie domnia sa. Deci, cu alte cuvinte, nici nu mai există consilieri locali, doar ca mașină de vot. De la PSD au fost doar domnul Haldan, domnul Pantaze și domnul Alexa.
Păi să înțelegem că... Și domnul Toma, nu? Și domnul Toma, să înțelegem că orașul este condus doar de primar împreună cu cei patru colaboratori ai domniei sale, așa cum s-a exprimat primarul în conferința de presă? Nu știu. Independent de asemenea n-a fost, invitat. Nu, deci nici eu n-am fost invitat ca în calitate de consilier local, dar nici măcar să-mi spună sau să-mi dea un telefon, domnul Ioniță, un reprezentant la partidului, trebuie să participe acolo ca să deleg pe cineva. Nu. Probabil a avut o legătură directă cu domnul Rusu. Chiar nici n-am discutat problema cu domnul Rusu. Am să văd în ce s-a discutat, de ce a fost chemat. În sfârșit, dacă a fost în calitate de consilier local, mi se părea corect și normal să discute cu președintele de partid, domnul primar, să deleg pe cineva sau poate puteam eu să particip. Dacă l-a chemat în nume propriu, atunci este altceva. Nu cred că a fost comisia economică. Eu nu cred că a fost comisia economică, pentru că și domnul Toma nu știu dacă face parte din comisia economică. Și cred că mai e cineva de la PNL în comisia economică. Păi haideți că vă citesc. PSD-ul a dat mai înainte două comunicate de presă și chiar am sunat și am întrebat, doamne, dacă e adevărat, mai susțin ceea ce au scris. Și sună după cum urmează. În ședința Comisiei Economice din data de 15.09.2011, domnul primar Grigore Crăcinescu a prezentat necesitatea măririi prețului la apă și canal pentru, precum și a prețului de facturare a energiei termice. Ei spun că nu sunt de acord și așa mai departe. Deci, ședința Comisiei Economice. Nu, domnul Cojocar, haideți, nu știu pe de rost, dar trebuie să vedem cumva care este componența Comisiei Economice. Că din câte știu eu, e și cineva de la PNL. Nu există numai PSD și PNL. Corect, asta era întrebarea. Deci n-a fost Comisia Economică, e clar. N-a fost Comisia Economică. A considerat domnul primar că sunt cei mai buni colaboratori ai domniei sale și probabil de asta e invitat. Probabil se poate baza pe dumnealor la vot, bănuiesc. Sau să-i convingă. Interesant. Două întrebări încă pe acest subiect. S-a întors comunismul în primăria Pașcani? Eu mi-aduc aminte și pe timpul fostei administrații. Am avut o asemenea problemă, dar nu cu poliția. Cu domnul Târpescu, era deputat pe timpul ăla, am spus-o și aseară. Dom'le, dar parcă acum este mult mai complicată situația. Eu nu vreau să cred așa ceva. Deci nu vreau să cred pentru că iată, au trecut 20 de ani de la 21 de ani de la Revoluție și noi totuși mai vorbim de comunism. La Pașcani, din păcate. Este justificat, metoda. Domnul primar spunea, domnule, eu sunt primar aici, eu am spus, voi plecați. Deci, să continui. Metoda este, într-adevăr, de sorginte comunistă. Dar ar trebui, nu știu, cred că în următoarea ședință de Consiliu ar trebui consilierii să aibă totuși o atitudine în ceea ce privește această procedură de a lucra cu poliția lângă tine, cu pistolul și așa mai departe. Mi-aduc aminte că, fac o paranteză, mai glumim, asta e românul, mai glumește la necaz. Se spune, am auzit și un banc, era Stalin, avea ședință cu toți și trasa pe undeva ce conducta asta merge de aici până aici. Are cineva altă părere și se ridica cineva din urmă. Zice, eu, domnul, aș vrea pe aici. Scotea pistolul în pușca, mai are cineva o părere? Și atunci nimeni nu mai vă da seama, nu? Mă gândesc că nu se va ajunge acolo, dar văd că metodele din ce în ce mai aproape de cele comuniste sunt în comportarea domnului primar. Nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Probabil, după ce am plecat, a avut așa o libertate de plină și consilierii PSD îl ajută să zboare așa liniștită. Cum ați reușit să colaborați? Noi aveam foarte multe discuții cu domnul primar și vă spun drept, acum poate ies în presă și lumea spune, acum ieși în presă, de ce n-ai ieșit și atunci? Atunci aveam discuții cu dumnealui și încercam să lămuresc astfel încât lucrurile să meargă pe calea cea bună. Nu știu cât au mers sau nu, dar nu erau ieșirile astea. Ați văzut? Nu a crescut prețul la apă 3 ani, nu a crescut prețul la giga, doar la apă a crescut cu semnătura, știți cum, la Comisia Economică. Două semnături, pac, și a crescut prețul. Bine, spune că de 3 ani cum? Vă decizia că eu le am. Deciziile sunt semnate, prețurile solicitate și de la DAC, că sunt acte publice. Sunt semnate de președintele Comisiei Economice, primar, și-au crescut și directorul de la DAC, și-a crescut prețul la apă. Luându-se de faptul sau bazându-se pe faptul că era un punct în memorat și așa mai departe. Parcă pe Nea Vasile de la nu știu unde, din Vatră, îl interesează pe el ce a spus mie. El interesează că îi facturează. Dom'le, de iară mi-ai crescut prețul. Dar el a votat un consiliu local care să ia pe drepturile. Sau măcar să discute, să negocieze. Nu s-a întâmplat așa. Deci în acești ani de zile cred că am făcut tot posibilul să armonizez cumva, dar văd că acum în ultima perioadă, din păcate, PSD-ul ajută. Acesta este punctul meu de vedere. Comisia Economică, componența, Haldan Vasile, președinte, Pantazi, Rusu Leonard, Axinte și Aproroaie, secretar. Deci a fost Comisia Economică? V-am spus că n-a fost Comisia Economică. Nici domnul Aproroaie n-a fost invitat. Nu, că trebuia să fie invitat. N-am întrebat nici... Dom'le, n-a venit, dar a fost invitat? Nu, n-a fost nici pomeneală. Nici doamna Axinte n-a fost. Înseamnă că PSD-ul minte?
Cu comunicatul lor de presă? Doamne, susțin comunicatul de presă. Deci a mințit și PSD-ul. În sfârșit, te lucrează pe aceeași mână cu domnul primar? Probabil comunicatul l-a făcut domnul primar și inima l-a semnat. Deci, se poate și asta. Bun. Să trecem la esența problemei. Practic, primarul nu a vrut să fie prezentă presa atunci când ei discutau, puneau la cale majorările de preț. El a propus, nu știu în ce măsură cei prezenți au fost de acord, din comunicare este că n-ar fi fost de acord. În primul rând, majorarea prețului la căldură. Se discută această chestiune importantă și mai ales majorarea luată în discuție este semnificativă, peste 50%. În condițiile în care pășcănelii sunt din ce în ce mai săraci. Practic, acea subvenție la care statul a renunțat, în opinia domnului primar, ar trebui să fie suportată de către pășcăneni. Prețul să crească de la 160 ceva la 260 ceva. Da. De la 169 la 260. La 265. Exact. Da. Este corect? Este suportabil? În primul rând, problema... Este singura soluție? Vă spun imediat și în scurt, nu mă lungesc. Deci creșterea prețului la gigacalorii, la gigacalorie, n-ar fi o problemă dacă ar fi acordate pe lângă ajutoarele de stat care le dă guvernul pentru grilele, diferite grile de venituri, să fie acordate și ajutoare din partea Consiliului Local, ceea ce legea ne permite. Deci, noi putem să facem prețul și 500 de lei. Nu, 160. Putem să-l facem și 1 milion. Bun, dar nu este o asemenea variantă. Dacă vine Consiliul Local cu compensare, iar cetățeanul să plătească tot 165 sau poate în funcție de venit 170 sau 140, atunci nu e nicio problemă. Prețul. Faptul că vrea creșterea prețului sau prețul de facturare să fie mai mare, fără să vină cu nimic în loc, aici e problema. Și eu am discutat și cu colegii mei de la partid, cum am spus și într-o declarație pe care am făcut-o la dumneavoastră, eu am inițiat un proiect de hotărâre în acest sens, astfel încât prețul putem să-l facem 265, nu-i nicio problemă. Și vă spun și de ce. Pentru că ajutoarele de stat vin în procent din baza de facturare către populație. Deci dacă vom factura, sau nu vom factura, că de factura se facturează mai puțin, cu diferența care avem. Dar dacă stabilim prețul 265, procentul pe care îl dă guvernul va fi mai mare. Diferența de la 169 la 265 o suportă Consiliul Local. Și atunci cetățeanul nu simte nimic. Deci, faptul că crește prețul la giga n-ar fi o problemă dacă nu vine cu ajutor pentru încălzire din partea Consiliului Local. Dar și în această situație, peste 150 de, 1500 de familii, 1000. Da. Așa, s-ar afla în ipostaza de a să plătească 265 suporta prețul da. Integrat, ceea ce înseamnă foarte mult. 1400-1500 de familii înseamnă mult. Să spun mai departe. Se consideră aceste trepte, conform ordonanței date, peste 8.500.000 rămân 1000 și cât a spus dumneavoastră, care vor trebui să plătească prețul de 265, să spunem. Dar și aici poate îndemni Consiliul Local, pentru că aici se spune că ai venit de 1500, dar sunt niște condiții, că ai mașină cu 1000, peste 1400 capacitate, că ai nu știu cum am auzit. Da, sau nu știu ce minun. Deci el chiar nu are banii ăștia, dar să se socotește la venit și faptul că ai o mașină, că ai o drujbă, că ai nu știu ce minun pe acolo, da? Dar și aici poate veni Consiliul Local cu un ajutor sau poate treptele respective le poate majora, poate urca. Astfel încât și dintre ăștia, din familiile care au rămas 1000 de familii, să poată fi ajutate și acolo cei care într-adevăr nu au bani. Că sunt cei care au din salari sau din alte venituri financiare, au suma asta și atunci ar fi suportabil. Dar cei care au alte, să spunem, facilități, ar trebui ajutați. Și aici se poate veni, nu e o problemă. Bun, guvernul va veni cu astfel de ajutoare de încălzire, de la 7% până chiar 100%. Însă, primăria, din câte am înțeles, nu va veni cu niciun leu pentru astfel de ajutoare. Eu nu cred, adică, nu știu. Eu sper să nu fie așa. Eu sper că această rectificare pe care eu am propus-o și dacă se votează, așa cum am spus... Bun, dumneavoastră ați propus, dar deci, aveți certitudinea că... Și, îmi cer scuze. Deci, eu am propus o rectificare astfel încât să compensez aceste sume până la 265, da? Dacă vine altcineva cu rectificare de buget, să dea mai mult, să găsească altă sursă ar de finanțare, bine. Eu sunt de acord în totalitate. Bun, dar eu am și eu am știu înțeles. Care e suspiciunea, că chiar dacă se votează, domn primar nu o să plătească. Da, știți că există precedent. Dar am aflat din primărie că atunci când ați depus proiectul, aș fi ieșit scandal. Dar ce scandal a ieșit? Că de ce l-am făcut?
Că de ce am eu datele astea? Deci sunt consilier local. Am dreptul să am acces. Și nu numai eu ca și consilier local. Orice cetățean poate să solicite informații de interes public. Care e problema? Păi dacă domnul primar din luna iunie stă și să scarpe nu știu cum până găsește niște soluții, păi ce să-i fac atunci? Păi din luna iunie s-o chinui să fac licitații pentru conșulat. Și nici acum copiii nu au avut. Și când eram acolo în luna iunie, a spus domnul primar, nu ai des că nu mai pățin ca am trecut. Dați-i drumul, faceți procedură. Da, 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 facem. Păi ce să... Am înțeles că lapte parcă s-a dus. Lapte s-a dus. Da, corn nu. Mai și nici nu vor avea copii până la sfârșitul lunii, din câte am înțeles. Poftim. Deci, vedeți, dacă... Deci nu știu, dar... Republica Pașcan... E greu. Știți ce e jenant? Dacă întrebăm comunile din jur, toate comunile din jur au dat la copii. Da, la... este rezolvat. Toate comunile din jur. A rămas una. Un copil de la țară a primit. La oraș nu s-o dat. Nu știu. Probabil că din ce în ce se iese în evidență ceea ce mi-era frică, de fapt, să nu se întâmple, faptul că doar la suprafață domnul primar era, știa totul, se pricepea la orice. Bănuiesc că acum s-a văzut că, de fapt, era doar îmbelișul. Nu se pricepe la nimic administrația. Dar cel mai mare examen din viața lui a fost 3 ani până acum de guvernare locală. Nu se pricepe la administrație. Din păcate, pentru pășteni. Bun, nu știe sau este vorba de reacție? Nu se pricepe și atunci el nici nu a vrut să dea crizare unor colaboratori, să spunem, poate că acum și-o fi dat seama că trebuie să lucreze în echipă, dar el nu știe ce echipă, degeaba spui. Și eu pot să spun că vreau să mă duc să lucrez nu știu unde să fac. Dacă nu pot, n-am cum. El nu poate să lucreze în echipă, nu este un om de echipă. Bun, uitați, luni este ședință, este convocată Consiliul Local, da, în ședință extraordinară, pentru a repara o greșeală făcută chiar de el în ședința trecută. A luat banii de la căldură, a închis capitolul respectiv, iată, au venit bani de la guvern, iar regia nu-i poate încasa. Este rea credință sau, nu știu cum să zic, nepricepere? Eu cred că de amândouă. Vă spun drept. Și cu toate că am susținut și în ședință, am spus că nu este legal și am spus capitolul din lege. Exact. Am spus, dacă sunt angajate cheltuieli pe capitolul respectiv, nu ai voie să mai faci alte angajamente. Nici n-a luat în seamă. Dom'le, nu e legal, nu e corect. Nu, a luat de acolo 3 miliarde. Acum au venit bani de la guvern și nu poate să-i dea. Pentru că s-a închis suma pe care el a luat-o de acolo și a dat-o la ISPA. Apropo și de ISPA. ISPA este cu garanție guvernamentală. Deci dacă Consiliul Local nu plătește, Guvernul României este obligat să plătească. Într-adevăr, se poate adresa după aia Consiliul Local, discutăm, negociem. Dar nu era neapărat necesar să iei 9 miliarde de la acum. Nu erau bani. Pentru că garanția este guvernamentală. Și nu poate Guvernul României să nu plătească la banca europeană. Asta m-a mirat și pe mine. De ce atât agravă pentru a rezolva problema respectivă din resursele noastre? Dar 9 miliarde erau bani pentru altceva și puteam să-i folosim oriunde, dar nu neapărat acolo. Eu știu că ISPA este un program important. Sunt de acord. Trebuie să-l terminăm, că l-am început. Dar garanția este guvernamentală. Deci eu, Consiliul Local, nu am bani și demonstrez că nu am bani în cont, că pot să mă duc să demonstrez și solicit guvernului să ajute cu 2-3 rate. Până când mă reabilitez și eu. Dar a fost o greșeală. O întrebare înainte de pauza de publicitate. Cum caracterizați lipsa de reacție a Consiliului Local care au participat la ședință? Doamne, nu știu cum să spun, dar fiecare ar trebui să iasă cu o declarație măcar acolo. Nici nu a fost comisie economică, clar nu a fost comisie economică. A fost o întâlnire prietenească, tovărășească, o acapă. Nu știu ce a fost, dar trebuiau să iasă măcar cu un comunicat sau fiecare în parte să-și justifice prezența acolo. Cine l-a chemat, de ce a venit. Până la toată urma s-au discutat niște problemele a cetățenilor. Foarte bine că au participat. Dar de aici până la dai presa afară cu pistolul, sau fugăriști din primărie, sunt pași mulți, cale lungă. Probabil că o să iasă. Din păcate, PSD-ul a făcut o greșeală la început cu comunicatul de presă, cu comisia economică. Clar n-a fost, a mințit. Minte în presă tot timpul. PSD dă comunicat de presă, Comisia Economică. N-a fost. A fost o comisie convocată de domnul primar. Și probabil v-am spus, comunicatul... PSD-ul, noi n-am apucat să scriem, PSD-ul a trimis două comunicate de presă, da, cel cu Giga Caloria și cel unul în legătură cu presa. Nu am cunoscut faptul că primarul Grigore Crăcinescu a dat dispoziție ca presa să nu fie acceptată la discuțiile Comisiei Economice. Nu a fost Comisiei Economice. Așa, și își cer scuze și regretă faptul că nu s-au ridicat și nu au părăsit sala la momentul respectiv. Asta ar fi trebuit să facă toți. Da, este un pas. E corect. Au recunoscut că au greșit, au recunoscut că au mers să ajute la creșterea prețurilor. E un pas pentru PSD. Începe să revină la locul lor, acolo unde sunt. Consilierul trebuie să-și spună cuvântul. Trebuie să spună opinia, că de asta este acolo.
Până la urmă, cum votez? Că mai sunt hotărâri, discuții veșnice cu politic și așa mai departe. Dar aceste hotărâri nu depinde de politic. Nu depinde de politic. Sunt hotărâri care privesc cetățeanul. Sunt foarte importante. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem să discutăm despre celelalte două probleme extrem de importante. Să schimbați tâmplăria din căminul tău? Nu arunca banii pe fereastră, comandă lucruri de calitate. Fabrica de mobilă Adams Pașcan vă oferă tâmplărie din lemn triplu stratificat cu geam termopan. Reduceri de preț și alte facilități în funcție de comandă. Adams, imaginea căminului tău. Pentru relații și comenzi vă așteptăm la sediul din strada Fântânele sau la numărul de telefon 0232 765042. Viosant, pentru casa ta. Pașcani, strada Moldovei, numărul 160, la ieșirea din oraș spre Gâștești. Telefon 0745 313718. Ofertă specială la depozitul Viosant, tablă tip țiglă de la 18 lei pe metru pătrat. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Am revenit în studio după publicitate. Invitatul meu, domnul Ioan Ioniță, președintele PDL Pașcani, consilier local. Domnule Ioniță, cea de-a doua propunere a domnului primar, prezentată în conferința de presă ca o decizie în urma discuției de la o ședință aia foarte ciudată, este în legătură cu disponibilizarea, trimiterea în șomaj a 140 de persoane, iată, nu din rândul trântorilor din primărie, a clientelei politice, ci chiar din rândul celor care o duc cel mai rău. Este vorba de însoțitorii persoanelor cu handicap. Știți bine că, în cele mai multe cazuri, este vorba de cineva din familia celui care are un anumit handicap. Domnul primar nu vrea să le plătească salariile. E adevărat, ar fi trebuit să o facă statul, dar conform legii, responsabilitatea revine automat administrațiilor locale. Deci, sunt restanțe 3 luni de zile, acum îi trimite în șomaj și cu asta a rezolvat problema. Este corect? Nu. Cu siguranță nu. Referitor la acest lucru, eu mi-aduc aminte că la ultima ședință de Consiliu în care s-a făcut o rectificare de buget, dacă vă aduceți aminte, când s-au pus vreo 3 miliarde pe salarii, nu știu unde, nu mai zic unde, domnul primar, probabil aveți înregistrarea, a spus: vă promit eu că din acești bani găsesc bani pentru persoane însoțitoare, persoane mai. A rezolvat-o. Acum vrea să-i dea afară. Deci, e simplu. Cum poate să mintă așa ceva? Da, e prima dată când minte? Nu e prima dată, dar deci aici nu e vorba de, e vorba de destinul unor oameni, domnule. Oameni care sunt mai, cum să spunem, nu i-a ajutat Dumnezeu să fie chiar cum suntem toți. Deci aici nu discutăm despre investiții, să cumpărăm, să, e vorba de oameni care poate unii dintre ei n-au decât acest venit. Deci mi-aduc aminte și ar trebui să căutați în registrare când a promis, promit eu că găsim aici bani și o să plătim pentru persoane însoțitoare niște. Acum a ieșit cu această gogomanie. N-am bani, nu mai plătesc, în șomaj toată lumea. Dar eu și mi-aduc aminte că în prima lună de guvernare, când i-am spus că n-a procedat corect, dar s-a dus în zona din Vale și le-a spus: dacă nu vă plătiți apa și asta, plecați la țară.
Deci așa, așa țineți minte, nu? Da. S-au dus în zona din Vali, când l-au luat oameni la fugărit. Păi, du-te de aici, păi te-am votat, vii și-mi trimis la țară. Deci eu zic, n-aveți bani, nu stați la bloc, la casă, plecați la țară. Acum, dar spune, e orașul lui, nu înțeleg. Nu știu, atitudinea... Păi se schimbe plăcuța la intrare, să spună Crăciunescu City, în loc de Pașca. Păi, da. Ar fi vreo probabil, domnul Crăciun mă pomenește, domnul Cojugaru. Eu cred că domnul primar știe că nu mai are nicio șansă, nu mai votează nimeni. Eu cred că dacă va lua 5% va fi mult, dacă ia 10% se duc să fac cruci la biserică. Și probabil că acum n-are ce pierde. Și băi, și așa nu mai este primar. Tai tot, dau afară, schimb, măresc prețuri, fac orice. Și din păcate au susținut PSD-ul. Deci aici trebuie să vedem neapărat, eu nici n-am știut că vrea să fac așa ceva. Am să iau din nou bugetul, să ne uităm colegii de la partid, poate că și PSD-ul va veni cu o propunere, trebuie să găsim soluții pentru persoane însoțitoare. Nu este o atitudine corectă din partea domnului primar. Deci nu este o atitudine corectă în acest sens. Eu cred că dacă va fi nevoie, facem niște rectificări ceea ce privește aceste salarii, găsim de la alte capitole, mă gândesc chiar de la investiții, dacă mai sunt, care nu sunt neapărat necesare. Nu știu dacă am voie, trebuie să mă gândesc la 273. Au fost bani în bugetul local pentru tot felul de minunății și le-am spus în atâtea emisiuni. Sare, publicitate, rechizite de 3 miliarde, închirieri de mașini, piese auto și așa mai departe. Dom'le, zeci de miliarde de lei și nu se găsesc bani pentru salarii. Știți bine, salariile sunt prioritare în orice instituție. Bine că s-au găsit bani să dăm 2 miliarde jumate pentru lucrări neefectuate la o firmă de la Suceava. Eu nu știu cum se întâmplă la noi în Pașcani, acum lucrează numai firme de la Suceava, de la Cromol, de la... Eu nu știu cum se întâmplă lucrurile astea. Deci nu cap firme din Pașcani, că eu sunt pentru Pașcani, cei care sunt bani aici să învârtă. Numai de prin gura Homolului, de prin Suceava. Vedeți studiul geo făcut, nu știu unde, la baza sportivă. O firmă din Suceava. Vedeți bariera. O firmă din gura Homolului, nu știu unde. Vedeți? Noi am descoperit, n-am apucat să scriem, dar o spun acum, în seara asta, și vom insista pe subiectul ăsta. Actualul viceprimar, nu cumva este incompatibil în funcție, firma familiei sale a luat lucrări, ba pentru modernizarea peței din deal, ba pe la anumite unități de învățământ. Este corect așa? Nu, aici nu mai funcționează legea absolut deloc în Pașcani? N-am nimic cu domnul Ienea, dar cred că aici domnul secretar trebuie să facă astfel încât să aplice legea. Dacă eu știu că firma... Acum nu știu dacă e firma domniei sale sau este doar acționar, dar firma domniei sale a lucrat și a construit în piața din deal pentru lactate, hala pentru lactate. Știu că a lucrat la școala 3, la Iordache Cantacuzino. Firma respectivă. Firma, dar nu știu dacă este... Nu este acționar, că ne-am uitat pe recom, dar este acționar, sunt cei din familia lui și de grad. Deci, în deal, piața de lactate, școala 3, școala Blăgești, și diferite lucrări prin oraș care le-a făcut firma... Eu nu știu dacă este acționat, bațuita nu este. Dar probabil că ce ați găsit dumneavoastră... Sunt de gradul întâi, domnul Ionesc. Domnul secretar ar trebui să verifice, pentru că... Legea incompatibilității nu mai funcționează niciun fel? Păi, acum mi-a spus lucrul ăsta și... Da. Deci, vorbeam de bani. Da. Iată, bani sunt... Vedeți cum se duc banii? S-au dus 7 miliarde pe 3 kg de hârtie. Dumneavoastră i-ați spus, domnul primar, n-a văzut emisiunea. Am văzut foarte bine, i-ați spus. 3 kg de hârtie privind documentația pentru centrul de afaceri, 7 miliarde. Duși din banii pășcanilor. Și câtă insistență a făcut domnul primar, conferință de presă la ea și ideal, ne duc și până la București să ne spânzuri. Deci, acolo a fost bani. Ce semnal de opoziție aia pentru acești sărmani care n-au nicio vină că actualul primar s-a instalat la primărie și, așa cum spune domnia sa, 4 ani de zile lumea trebuie să-l suporte. Așa cum am spus, trebuie să luăm bugetul de venituri și cheltuieli, să văd toate plățile care s-au făcut, unde mai sunt ceva rezerve și poate găsim să încercăm să dăm câteva salarii la aceste persoane și nu cred că soluția este să trimiți în șomaj. Dar nu știu ce soluție. Dacă va veni cu o asemenea propunere în Consiliul Local, ce va face PDL-ul? Păi nu va vota. Cum să voteze așa ceva? Sub nicio formă nu va vota așa ceva. Deci, din contra, am să caut în buget, așa cum am găsit pentru subvenții la ajutoare de căldură, de fapt, nu subvenții, poate găsim o rezervă și aici. Bun, cea de-a treia problemă. Majorarea prețului la apă rece. Primarul insistă neapărat să majoreze prețul. Din ce motive? Da, ele tot se... Și dumneavoastră și domnul Rusu de la dumneavoastră din partid, ați venit cu propunerea și cu cifre că poate fi micșor cu majorarea. Da. El, domnul primar tot aduce aminte de faptul că trebuia să se facă nu știu ce. Eu nu mai vorbesc de ce trebuia să facă. Până nu s-a făcut. Gata. Deci nu s-a făcut.
Noi de aici înainte trebuie să discutăm, să vedem ce putem face. Nu că dacă nu s-au făcut ăla cu 70 de ani, și cine e vinovat să știe, și normal că e vinovat, noi de acum înainte trebuie să vedem ce facem cu prețul mărit nu știu câte ori. Nu. Deci suntem în această situație. Eu am un calcul foarte simplu, am zis atunci cu scăderea prețului, puțin, dar s-a putut, așa. Domnul Rusu a venit cu o documentație amplă în urma auditului. Deci sunt posibilități chiar de reducere. Domnul Rusu a demonstrat, domnule, chiar dacă preluăm cheltuielile pentru IDD și tot ar trebui să scadă, deci, și nu să fie majorat. Deci sunt soluții chiar de scăderea prețului. Nu neapărat să păstrăm. Dar păi să mai vii cu soluții să creștem prețul. De ce? Mai ales că e societate comercială. Și aici este altă discuție. Deci o nouă societate comercială, chiar dacă suntem noi acționari Consiliul Local, e societate comercială. Și atunci noi dăm, suportăm și împrumutul ăla, dăm 9 miliarde la nu știu unde, la ISP, mai tot o plătim în continuare. Deci ar trebui să ne gândim, e societate comercială, cu banii care ai, fără să crești prețul, că trebuie să crești în Consiliul Local, să nu mai ai timp prin crești prețul cu două semnători, atunci ești discurs că dacă ești deștept. Dacă nu, lasă loc la altul. Deci tu, director, dacă nu ești în stare să duci societatea până la capăt așa cum în condițiile astea, te rog frumos, dă deoparte, zi la cineva. Cel mai simplu, crești prețul. Și normal că faci venitul și trăiești, nu? Nu, domnule, nu, soluția să dai oamenii afară și să crești prețul nu este cea mai bună pentru un manager. Dacă ești un manager bun, cu resurse puține, obții ceea ce dorești. Și anume, trebuie să ai calitate pentru cetățeni, servicii prompte și poate ai bani și de investiții dacă ești isteț. Dar măcar să ai salarii și să te încadrezi la 0 pe 0, cum spun economiști. Nu merge. Dacă soluția vine de la DAC, greșit. Conducerea DAC-ului trebuie să-și dea demisie. Domnule, eu, director, nu pot să merg dacă nu am prețul mărit. Și vin în Consiliul Local să văd dacă vin în Consiliul Local și să spune dacă nu creșteți prețul, societatea asta nu merge și eu îmi dau demisia din director. Să vină cineva care poate să ducă această societate cu prețurile de acum. Și să vedem cum să găsească persoane. Bun, dar puteți găsi un răspuns. Ce interes au consiliere să primarul, în primul rând, că el propune să majoreze prețul în condițiile în care pășcănenii au ajuns la fundul sacului? Ce interes au să facă lucrurile? Dar nu văd, chiar nu văd niciun interes. Nu știu. Eu cred că e neavoință, până la urmă. Eu nu cred că consilierii Partidului Social Democrat vor vota așa ceva. Eu nu cred. Că atunci înseamnă chiar că nu mai este un partid social democrat. Nu mai este un partid de buzunar al domnului Crăciunescu. Nu cred că va vota așa ceva. Domnul Rusu, de la dumneavoastră din partid, a spus-o de câteva ori. Domnule, este un vid de putere și la nivelul primăriei și a Consiliului Local. Sunteți de acord? Și eu l-am întrebat, nu mi-a răspuns. Ce a vrut să spună prin chestiunea asta? Este un vid de putere la primăria Pașcani? Acum eu cum să spun? Cât eram eu acolo, era putere, era condusă, după ce am plecat, e vid de putere. Nu știu dacă e un vid de putere, eu cred că din contra. Este o putere excesivă din partea domnului primar, pe care eu acord actuala majoritate. Pentru că dacă n-ai consilii de partea ta, atunci e clar că nu prea ești puternic, nu prea faci ce vrei. Și chiar poți să-l mai strunezi. Noi așa că mai discutam în contradictorul și chiar unde ajungeam la înțelegere, veneam cu hotărârile în Consiliul Local. Dar dacă ai tot, să spunem majoritatea, am văzut un consiliu de partea ta, normal că poți să faci ce vrei. Vă întreabă cineva dacă cunoașteți ce s-a mai întâmplat cu creditul pe care primăria ar fi trebuit să-l contracteze de la bancă. Pentru RIAGCL sau pentru PID? Cred că nu se mai. Cred cel pentru RIAGCL nu vrea să-l facă, domnul primar nu-l interesează, iar cel pentru PID trebuia să vină în Consiliul Local cu documentații, din câte am înțeles eu, documentele trebuiau să ajungă la minister, nu mai sunt în primărie, nu mai știu, trebuia să meargă, este o echipă multiministerială care își dau acordul pentru asemenea împrumut. Nu știu în ce stadiu este. Vă întreba cineva, de ce nu s-a venit până acum cu proiect de hotărâre pentru ca pășcănenii să fie scutiți pentru lucrările de izolare a apartamentelor? Există o asemenea inițiativă legislativă, administrațiile locale trebuie să facă lucrul ăsta. Și e adevărat, nu s-a discutat până acum în Consiliul Local. Există o inițiativă legislativă la nivel național, din câte am înțeles, dacă eu cred chiar și a trecut de Parlament. A trecut, exact. Și am discutat cu domnul deputat Nicușor Păduraru, care se ocupă de această problemă. A spus că îmi trimite pe mail tot draftul cum ar trebui să arate. Asta ce înseamnă? Că cetățenii care își fac izolație termică la locuințele tip condomeniu, la blocuri, cu firmă, cu factură, cu contract, cu toate actele în regulă, sunt scutite de la taxa, de la impozitele locale,
Pe o perioadă de 7 ani, cred că, cam așa știu că sună hotărârea. Deci, cum îmi trimite asemenea draft pentru o proiect de hotărâre, l-am și inițiat în Consiliul Local. Bun, altcineva insistă dacă poate face ceva opoziția pentru ca elevii să primească cont și lapte așa cum prevede legea. Aici depinde foarte mult de aparatul de specialitate a primarului și, în primul rând, de primar. El trebuia să urmărească, să inițieze această procedură, să vadă ce stadiu este, de ce s-a prelungit. Deci, noi, consilieri, am votat bani pentru așa ceva. Mai departe, domn primar. Vă spun sincer, sunt uimit. Vom face o intercărare luni în Consiliul Local, să vedem ce răspuns are. Suferă cei săraci. Iată, sunt amenințați că-i de afară. Copiii nu-și primesc cornul. Chiar nu răspunde nimeni pentru asemenea derapaje? Eu cred că nu-l interesează pe domnul primar. Am spus. Știe că nu-l mai votează nimeni și nu-l mai interesează de ce spune lumea, ce... A greșit. Ați văzut ce simplu spune? Da, am mințit atunci. Deci, nonșalanță, minț, am luat bani de acolo? N-am luat. În ședință, ați luat? Da. Recunosc că am luat. Deci, așa, de la o zi la alta schimbător, nu are nicio problemă cu asta. Știe că nu mai este primar, mai are un an de zile de stat în primărie. Probabil, din păcate, pentru noi, pășterii. Dar atât de jos s-a ajuns în politica, în administrația locală? Chiar pășcănenii merită așa ceva? Știți cum e eu vorba la români? Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, dă-i un pic de putere. Și atunci îl cunoști. Pentru că înainte de a avea putere, poate că domnul primar Crăciunescu poate era altfel. Ca deputat mi s-a părut un om energic, un om plin de vigoare, care vrea să facă ceva. Și la primărie a venit la început cu un pic de el așa, dar acum, când are în spate o majoritate, așa, după cum ați văzut, nu, greșește total în tot ceea ce face. Din păcate, eu am crezut că poate se va corecta. Am greșit la Curtea de Conturi, atâtea greșeli sunt acolo. Mă, de acum, hai să încercăm să vorbim. Nu. Se pare că ideea este în continuare aceeași. Și cred că asta e problema. Nu mai ești primar. Ce să fac? Asta e problema. Merg mai departe. Bun. Două întrebări mai am. O altă noutate anunțată în conferința de presă a fost cea în legătură cu directorul economic a primăriei. Practic, prin dispoziție de primar, a numit o persoană, un funcționar din primărie în această funcție. Este vorba de doamna Labonțu, auditor, cea care până acum a fost auditorul primăriei. Este vorba de persoana care, conform fișei postului, ar fi trebuit să verifice și să facă raportări periodice în legătură cu gestionarea banului public. Ați văzut, a venit Curtea de Conturi, a găsit tot felul de minunății. Ce a găsit doamna auditor până acum, așa încât, iată, merită să fie avansată în grad acum? Sau, mai bine spus, ce a acoperit? Eu am lucrat în primărie 3 ani de zile, după cum știți, și am cunoscut pe fiecare în parte. Doamna Labonțu este o profesionistă, într-adevăr. Acum, cum a ajuns să ocupe această funcție, primarul municipiului Pașcani este direct răspunzător de resursa umană. El face încadrări, angajări, numiri de funcție și mai departe. Legea îi permite. Probabil au găsit ceva în comun, nu știu, doamna Labonțu îl va ajuta în această activitate, consideră că cine a fost până acum nu l-a ajutat, nu știu. E posibil, cum să spun, nu mai știu, că, din câte am înțeles, dacă este numită director economic, nu mai este la audit financiar, nu mai este nimeni, că era singură. Și iarăși este o problemă. Deci a dispărut și persoana care, în mod teoretic, ar fi trebuit să facă lucrul ăsta. Aici e o problemă. Cine mai face audit financiar? Cine la primărie, la DAC? Cine mai controlează? La DAC? Eu am toată stima pentru doamna, însă nu pot să nu-mi pun întrebarea. De ce au găsit cei de la Curtea de Conturi și n-a găsit dumneai înainte derapajele pe care inspectorii le-au semnalat? Este o întrebare la care ar trebui să răspundă. Probabil că are niște rapoarte de audit. Știu că există un plan de audit la nivel de primărie și ar trebui să existe și rapoarte. Nu mi le prezenta mie. Desigur, legea spune că trebuia prezentat de la domnul primar. Bun. Ultima întrebare. Se apropie, iată, momentul în care legislativul local va fi obligat să discute lista de investiții, bugetul pentru anul viitor, este an electoral. Opoziția, ce anume are în vedere? Având în vedere că, iată, sunt probleme extrem de importante care au rămas nerezolvate, sunt bani puțini, cum spune primarul, sunt nevoi foarte mari. Bun, la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, noi, din punct de vedere investițiilor, ne vom axa pe școli, pe învățământ, pentru că, știți foarte bine, sunt foarte multe nevoi în acest sector și trebuie să le acoperim cumva, găsim în buget. Și a doua problemă, așa cum spune și legea,
Capitolul 1, funcționalitatea primăriei, înseamnă salarii. Capitolul 51, apele salarii, cheltuieli materiale, și acolo să avem grijă cât va fi, pentru că trebuie să vedem cât s-a cheltuit anul acesta și să mai tăiem un pic. Și de aici încolo ce mai rămâne putem împărți. Dar în primul rând la investiții am spus învățământul și la buget vom avea grijă ca funcționalitatea primăriei să nu aibă de suferit. Așa cum anul ăsta vedeți că din lună în lună eu iau 3 miliarde de aici că vreau eu că-s primar și apoi vin în Consiliu, hai dați-mi înapoi, că am greșit. Cu toate că la dumneavoastră la conferința de presă au spus că n-am luat. Deci trebuie să avem grijă să facem un buget. Ca mențit. Da, așa a recunoscut că a mințit, nu? Dar recunoscut, a mințit, nu. Și cu câtă nonșalanță spui câteodată. Dar asta e. Bun. Vă întreabă cineva, vă spune, v-am văzut că ați participat astăzi la deschiderea unui service din Pașcani. Vă întreabă dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut și în ce măsură dumneavoastră, opoziția, va sprijini relansarea mediului de afaceri. Este o prioritate pentru noi, dar apropo de această investiție care s-a deschis astăzi, e una, în primul rând, din punct de vedere financiar, destul de importantă. O investiție privată care cred că a făcut un service la nivel european. Discutam cu Cristi înainte de a începe ceremonia, să spunem, de deschidere și eu spuneam așa, de câte ori mă duc în service și văd că în trusa de sculea mecanicului există ciocan și rangă, ia mașina și plec. Deci nu stau acolo. Chiar asta a spus și el, domnule, vreau să nu mai aud de așa ceva și vă invit peste 2 ani de zile să vedeți că arată tot așa de bine ca acum la deschidere. Sper să arate. Este un service la nivel internațional, să spunem, european. Sunt mulți care au fost afară și au văzut ce înseamnă într-adevăr un service adevărat. Bun, dar veți candida. Veți candida pentru funcția de primar. Probabil vă pregătiți pentru a-i convinge pe pășcăne să vă voteze. Ce strategii veți avea pentru dezvoltarea mediului economic? Sunt câteva lucruri pe care le am deja în lucru. Am o echipă care lucrează la un program pentru că ar trebui să începem fiecare să ne spunem părerile în acest domeniu. Sunt, în primul rând, ar trebui să ne gândim la câteva facilități. Eu nu știu dacă domnul Bulăbiță a primit ceva facilități din partea primăriei acum, la investiții de 1,5 milioane de euro. Din contră, am înțeles că dumnealui a făcut trotuarul din față, o stradă, nu știu de unde. O stradă ați făcut, ați văzut, da? Deci, eu cred că primăria trebuia să vină în sprijinul acestei investiții, mai ales că este la intrare în oraș și cred că dă o altă față orașului atunci când intri și vezi o asemenea construcție. Deci, cu sprijinirea oamenilor de afaceri din Pașcani, nu sunt total de acord și va trebui să găsim câteva facilități. Consiliul local poate să apropie orice în acest domeniu. Nu ne restricționează legea. Mai ales în ceea ce privește taxe, în ceea ce privește unele facilități la acordarea la utilități. Deci să venim în sprijinul lor. Pentru că dacă nu venim, îi fugărim din oraș și investesc în altă parte. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum va arăta lista PDL-ului la viitoarele alegeri? Iată, a și fost publicată, a ieșit în presa locală, o listă a PSD-ului. Sunt discuții pro și contra. Propune numai pentru consilier și pentru funcțiile de director la instituțiile publice. Nu știu, da? Cum va arăta lista dumneavoastră, lista PDL-ului? Eu nu știu cum va arăta nominal, dar eu vă spun clar că la Partidul Democrat Liberal funcțiile sau locurile de consilier vor fi câștigate dacă muncești la partid. Și nu înseamnă, deci cine face parte din partid politic știe ce înseamnă să muncești, înseamnă să ai activitate politică, să convingi lumea că eu sunt mai bun și de asta vreau să mă votez, nu să stai în birou și pe mine mă cheamă X sau Y și lumea trebuie să mă voteze pentru că eu sunt deștept și frumos. Nu, trebuie să mergi să discuți. Cineva munci, va avea loc de consilier. După care, cei care nu vor încăpea pe listă, dacă mai sunt ceva, eu cred că, oricum, până atunci, sunt sigur că se vor limita și aceste schimbări politice la nivel de concentrate. Deja v-aș face iluzii cu directorul, nu știu unde, directorul, nu știu. Sper să se schimbe această lege și să rămână un director profesionist pe funcție. Într-adevăr, dacă e o politică guvernamentală într-un anumit domeniu, să fie respectată, pentru că asta e. Guvernul trebuie să-și pună în practică programul. Dar nu neapărat până și femeia ți-a zis o schimb, dacă n-are carne de partid. Deci ar trebui limitat până undeva această schimbare. Am văzut eu acum când am plecat de la primărie, cu toții mă dădeau director nu știu unde, plec în instituții publice, nu mai vreau nicio funcție de la partid, nici într-o instituție publică. Cum este în afara administrației locale acum? Depinde din ce punct de vedere privim acest lucru. Am început o activitate cu o firmă și ca la început, e mai greu, dar am deja câteva contracte semnate și mi-e bine, zic.
Din punct de vedere administrativ sunt mai liber, pot să mă documentez mai, mai bine și așa, când ajung seara târziu acasă, prima dată citesc și eu netul să văd ce se întâmplă în oraș și pot să mă ocup mai mult de partid. Pentru că, într-adevăr, cât am fost viceprimar la activitatea de partid, nu prea am avut timp să mă ocup de așa ceva. Dar acum am timp și de partid, am timp și de afacerile mele și am timp să mă pun și la punct ce se întâmplă în oraș. Bun, nu vreau să închei emisiunea fără să aflu un răspuns în legătură cu următoarea problemă. Dumneavoastră ați fost cel care ați făcut un raport în legătură cu domeniul public din, ocuparea domeniului public din Pașcani. Noi am publicat pe surse anumite chestiuni din raportul respectiv. Din câte am înțeles, administrația până acum n-a luat nicio măsură. Deși erau chestiuni extrem de complicate acolo și până la urmă e vorba de banul public. Ar fi putut să aducă bani la bugetul local, mai ales în situația actuală de criză, așa cum o conturează domnia sa. A făcut o altă comisie acum, pe motiv că ce a scris dumneavoastră sau ați constatat acolo n-ar fi tocmai în regulă. Având în vedere că mulți de acolo sunt din clientela domniei sale. Da. Care este adevărul? Care este situația? Nu știam. Acum mi-a spus că a făcut altă comisie, dar eu cred că este vorba de o comisie a inventarierii patrimoniului și nu o comisie de inventariere a construcțiilor ilegale pe domeniul public. Dacă chiar așa a spus. Dacă a făcut o altă comisie să constate același lucru... Să constate altceva, mă aștept să fie. Trebuie să constate același lucru, pentru că eu în comisie n-am fost singur. Comisia a fost formată din 6 membri, din compartimentul patrimoniu, din compartimentul urbanism, de la juridic, de peste tot. Și am documente în cadrul acestei comisii în care am făcut adrese către patrimoniu. Vreau să comunicați dacă există contract, dacă există contract. Am primit. Deci n-am făcut eu așa că mi s-a părut mie că ăla e de la PNL și să eu să-l scriu aici. Nu. Sunt documente pe bază cărora am făcut asemenea raport. Dacă domnul primar vrea să facă altă comisie să albească lucrurile, probabil că se va întâmpla așa, cum s-a mai întâmplat și cu alte lucruri. Și o să vedeți dumneavoastră mai încolo cum s-au albit niște lucruri de la investiții. Deci dacă se va întâmpla să albească, el vrea ca până la sfârșitul mandatului să... Toată lumea să fie liniștită, el să iasă curată, aici nu se întâmplă nimic, că așa e bine la noi. Și bani pentru Consiliul Local să dea doar cei care n-au pile, să nu au relații la PNL, din păcate. Iar ceilalți, n-ai treabă. Asta e. Bun. Mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră în această emisiune. Chiar sunt curios ce reacție va avea opoziția în continuare în legătură cu astfel de derapaje. Vă spun, nu pentru că sunt ziarist, nu pentru că este vorba de colegii mei, că am fost implicați direct în acest scandal. Practic, televiziunea noastră a fost dată afară și se știe, se vede din ce motive. Suntem singurii care îndrăznim să criticăm cu documentele pe masă derapajele domnului primar. Și rămâne de văzut dacă veți reuși să faceți ceva, tocmai pentru ca prețul la apă, prețul la căldură și în special cei 140 de sărmani să nu fie dați afară. Deci așa cum am spus, noi nu vom vota nicio creștere de preț la apă. Nici nu se discută acest lucru, probabil dacă vor vota majoritatea, va trece și vom avea alt preț la apă. Dar aș vrea să vină domnul director și să ne explice el că dacă nu se crește prețul la apă, el își dă demisia. Vreau să văd lucrul ăsta. Pentru că el de asta vrea, pentru că nu se poate, deci societatea nu poate să mai funcționeze, nu? Vreau să văd, domnule, eu ca director, vă spun, dacă nu se crește prețul la apă, eu îmi dau demisia. Să văd dacă spune așa ceva. Este un domn care întreabă, de ce nu pleacă domnul Nichifor, care ia 10 de milioane de salarii, de ce trebuie să plece cei săraci? Bună întrebare. Da. Sunt oameni care încasează salarii destul de mari acolo. De ce nu se sacrificați ei? Da, nu știu, asta eu am spus și am mai spus într-o emisiunea dumneavoastră. Pentru municipiul Pașcani și viceprimar și manager City sunt prea multe funcții. Deci ori unul ori altul, părerea mea. Deci trebuie să renunțe la unul dintre ei. Bun. Mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Urmează știrile. Noapte bună.